Redescoperit în secolul al XIX-lea, italianul este considerat un om universal care a influențat perioada Renașterii ca manierist, sculptor, juvaier, scriitor și compozitor. Plecând de la constatarea că populația crește în progresie geometrică, în timp ce mijloacele de subzistență cresc în progresie aritmetică, englezul a ajuns la concluzia că dezastrele, precum epidemiile, războaiele, catastrofele, sunt necesare pentru echilibrul speciei umane. I-a condus pe răsculații din Zarand în acțiunile de la Câmpenea, Brud și Cricău, după reprimarea răscoalei în închisoarea de la Alba Iulia și-a pus capăt zilelor evitând martiriul tragerii pe roată. În ciuda sonorității numelui, matematicianul era german. Principiul său, numit și al cutiilor, deși poate părea banal, este utilizat cu succes în teoria numerelor. Pe scurt, dacă în N cutii sunt plasate K obiecte, iar K este mai mare decât N, atunci există măcar o cutie ce conține cel puțin două obiecte. Există oameni despre care se spune că se nasc odată într-un veac sau mai mult. Interpretul rus face parte dintre aceștia, devenind un reper pentru vocile de după el. Unchiul lui Nenea Iancu a fost refuzat de autorități pentru a înființa o trupă de teatru la Iași. A avut mai mult noroc la Botoșani, apoi la București, unde a devenit primul director al Teatrului Național. Sociologul născut la Iași a inițiat și îndrumat cercetarea monografică a satelor românești. Principiile acestei metode interdisciplinare le avea conturate încă de la 19 ani, când a plecat să studieze în străinătate. Compozitorul nu admitea concurența din orgoliu. Influențat de Schopenhauer și Nietzsche, a aderat la ideile naționalismului pan-german, ceea ce l-a făcut dezirabil și Führerului de mai târziu. Părintele literar al comisarului Maigret era cunoscut ca un scriitor prolific. Era capabil să scrie până la 80 de pagini pe zi. Unii nu citesc atât. Tentativele lui de a comercializa un nou design pentru tranzistor în anii 50-60 au făcut din Silicon Valley, în California, o bază pentru inovațiile din electronică. Actorul de comedie a fost condamnat de comuniști la ani grei de muncă silnică la canalul Dunăre-Marea Neagră. A elaborat numeroase studii despre literatura veche, a promovat cercetarea folclorului și a inițiat prima serie românească de publicații etnografice. In this proud land we grew up strong. We were wanted all along. I was taught to fight, taught to win. I never thought I could fail. No fight left, or so it seems. I am a man whose dreams have all deserted. I've changed my face, I've changed my name. Nu le vom ști niciodată pe toate, important e să înțelegem ceva din viața asta.